Comuna Boghiș va fi în curând atestată ca stațiune turistică. Ea se numără printre cele 12 comune și orașe din țară care vor primi acest statut. Potrivit unui comunicat de presă remis de Autoritatea Națională pentru Turism, în baza unui ordin al președintelui ANT, Anca Pavel Nedea, vor fi autorizate încă 12 noi stațiuni turistice. Printre acestea se numără și Comuna Boghiș. Potrivit primarului Comunei, Marina Ida Magnolnea, documentația a fost întocmită și trimisă Autorității Naționale în Turism în urmă cu mai mulți ani, iar acum se așteaptă primirea autorizației pentru a deveni stațiune turistică. Se pregătește o hotărâre de guvern, prin hotărâre de guvern se atestă localitățile ca stațiuni turistice și acum la nivel național am înțeles că sunt 12 sau 14 locații care se doresc să fie atestate și îndeplinesc condițiile și se mușește, să zic așa, hotărârea respectivă. Am avut și documentații pentru atestare ca stațiune baleară. După ce au fost analizate documentațiile prezentate de Unitatea Administrativ-Teritorială, dar și după vizitele în teren, Comuna Boghiș va primi statutul de stațiune turistică. De asemenea, la nivel național vor primi acest statut încă 11 comune și orașe. Este vorba despre Comuna Sucevița, Comuna Pojorâta, Băile Banfi, Toplița, Borsec, Negreșoaș, Băile Ognadeș, Comuna Sân Georgiu de Mureș, localitatea Colibița, Moinești, Comuna Baia de Fier și Comuna Moisei. Atestarea stațiunilor turistice reprezintă, pe lângă dezvoltarea socioeconomică a acestor localități, posibilitatea de accesare a fondurilor europene pe componenta turism.